noi l-am solicitat pe domnul Bărcan să avem o întâlnire cu dumnealui. Dumnealui ne-a răspuns apelurilor. Am convenit, mă rog, dumnealui ne-a solicitat să facem o întâlnire în regiunea, iarăși unde ați văzut acel filmuleț. Iarăși întreb... Deci aceasta a fost solicitarea domnului Gățcan? Noi l-am solicitat, dumnealui ne-a răspuns, a spus că nu are posibilitate să vină în oricare alt birou, fie a fracțiunii, fie a partidului. Bine, ne-am deplasat cu domnul Bătrâncea împreună cu dumnealui pe mașina Parlamentului de serviciu a domnului Bătrâncea. Am intrat în automobilul domnului Gățcan și am discutat acolo cu el. Foarte pașnic. Dumneavoastră, i-ați propus să semneze cererea privind renunțarea la mandat de deputat? Natalia, da, eu să expun. Am convenit că dumnealui vine mâine, asta era el, deci astăzi, vine la ședința fracțiunii în Parlament, la orele 10, și vom discuta.